publicitate cu informații de ultimă oră despre Josef Haddad. După ce a ajuns de urgență la spital, celebrului șef i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Josef se simte bine, nu este nimic grav, nu este nimic din ceea ce s-a scris în presă, s-a simțit puțin rău și au concluzionat medicii după toate investigațiile că este supra-solicitare și, într-adevăr, în perioada asta, având în vedere că deschide și o a treia locație, am muncit foarte mult, a fost o cădere de tensiune, strict urmare a supra-solicitării și epuizării. Atât, nimic altceva. Am muncit foarte mult. Și a și călătorit 2-3 zile și a fost probabil că s-au adunat toate. Va mai rămâne astăzi internat în spital sau îi vor da drumul acasă? Nu, îi dau drumul. Chiar acum îi dau drumul.